Echipa de basket a CSM Mediaș va disputa săptămâna aceasta două partide de verificare. Formația pregătită de Mihai Popa și Dan Popa se va deplasa în capitală pentru o dublă confruntare cu Dinamo Știința București. Cele două partide sunt programate vineri și sâmbătă. Ulterior, în perioada 26-27 septembrie, va avea loc prima ediție a Cupei Mediaș la basket, turneu amical la care vor participa, alături de formația gazdă, CSM Galați, CSM 2007 Focșani și CSM Sighetu Marmației. O să jucăm cu Dinamo București, jocul o să fie desfășurat la București, vineri de la ora 18 o să fie primul loc și sâmbătă de la ora 13 o să fie al doilea joc. Am terminat un ciclu de pregătire mai mult pe partea fizică și un fel de introducere pe partea fizică tactică care am apucat să o abordăm. Vom vedea, așteptările sunt să fim sănătoși și să putem juca la capacitate maximă cât avem în acest moment. Mai departe, sper să venim cu toții sănătoși acasă și să nu avem probleme de efectiv. La finalul lunii vom, datele 26 și 27, vom avea sub formă de turneu la Mediaș. La turneu, din păcate, nu se mai poate să vină să participe echipa din Focșani și va participa în locul ei echipa din Târgu Jiu. Până atunci, până la finalul lunii, sper să pune la punct mai multe aspecte ale jocului nostru, atât de partea de apărare cât și pe cea de atac, și să arătăm bine în fața propriilor suporteri la prima apariție noastră în acest sezon.